Eu și astăzi, împreună cu o comisie din primărie, am făcut o vizită pe șantiere din municipiul Arad, în special pe cele două pasaje, pasajul din Micalaca și pasajul din Grădiște. În cadrul pasajului din Micalaca, lucrările sunt în grafic, se poate observa deja turnarea plăcii. Compania de cablu își fixează, propriu-zis, condițiile de lucru pentru a introduce cablajele prin subteran. Sistemul de circulație merge corect, n-am avut probleme din punct de vedere a intersecțiilor și din punct de vedere a traficului. În cadrul pasajului Grădiște, în prima fază am avut probleme din punct de vedere a traficului, am reglementat poziția de trafic cu referire la axul Arad-Grădiște, punând pe intermitent prima intersecție semaforizată, iar pentru direcția Grădiște-Centrul Municipiul Arad, împreună cu Comisia de Sistematizare s-a aprobat astăzi un traseu de mașini care a făcut ca de pe pod, de pe pasaj, să avem linie dreaptă până în Podgoria, făcând ca primele două semafoare să intre pe intermitent, iar cetățenii din Podgoria care doresc să meargă în Vlaicu vor accesa doar drumul pe sub pasaj, mergând prin fața gării și spre Vlaicu mai departe. Vă pot spune că și acolo, la Grădiște, lucrările sunt în grafic, în acest moment, prin tăiere se scoat șinele împreună cu zona de beton pentru a se pregăti zona de placă propriu-zisă și, evident, rampele care, așa cum s-a văzut prin descoperire, au o calitate bună a balastului și vom lucra în continuare la ceea ce înseamnă sistemul de rezistență a acestor pasaje.